Bună, numele meu este Mihaela Mutu, sunt tehnician nutriționist și instructor de Pilates. Iar astăzi voi arăta câteva exerciții de stretching și vom vorbi de asemenea despre o alimentație sănătoasă și despre produsele de la Dosi. Legat de exercițiile noastre de stretching, vom avea nevoie de o saltea sau putem lucra pe covor sau unde vă simțiți voi mai confortabil. Și de aici aș vrea să coborâți, să flexați genunchii, ne așezăm palmele pe podea și de aici aș vrea să lăsați pieptul să vină spre sol, să împingeți în palme și apoi să vă deschideți un picior lateral și vom lăsa aici șoldul să se deschidă. Vom menține această postură undeva la 1-2 minute sau cât vă simțiți voi mai confortabil. Apoi ne vom împinge piciorul în spate, așezăm ambele vârfuri pe podea, ridicăm bazinul și flexăm de câteva ori genunchii, iar călcâiele le vom întinde spre podea. Rămânem apoi pe loc, întindem un picior cu vârful sus spre tavan, apoi ne flexăm genunchiul, vom poziționa piciorul în față, între brațe și ne așezăm în pigeon. Puteți rămâne aici cu palmele sus sau, dacă vă simțiți confortabil, puteți coborî pe antebraț sau cu pieptul în totalitate pe podea. De asemenea, vom menține undeva la un minut, două, sau cât vă simțiți voi mai confortabil. După ce au trecut cele două minute, ne împingem în palme, ne ridicăm din nou bazinul, lăsăm călcâiele să meargă spre podea și vom schimba partea. Și acum ne așezăm ambii genunchi spre saltea, ne întoarcem cu fața către înainte și vom deschide un picior aici în lateral și coborâm cu palmele pe saltea. Vom simți acum stretching-ul în interiorul coapsei. De asemenea, menținem până la 1-2 minute. După aceea, ne vom deschide brațele în lateral pe linia umerilor, coborâm cu brațul alăturat spre gleznă sau gambă, menținem timp de 10-20 de secunde, ne întoarcem și repetăm acest exercițiu de 3 ori. Și ultimul exercițiu din rutină, ne vom întoarce cu fața spre piciorul care a fost întins în lateral, ne împinge bazinul către înapoi și vom păstra aici călcâiul pe podea. Stretching-ul acum se va simți în spatele coapsei și anume la nivelul bicepsului femural. Foarte important aici să țineți piciorul cât mai întins și să veniți cu pieptul în apropierea coapsei. După ce ați terminat întreaga rutină pe piciorul drept, o veți repeta și pe piciorul stâng. Așa cum v-am zis mai devreme, vom vorbi și despre alimentație sănătoasă, despre produsele de la Dosi și anume despre fasolea albă cu bob mare. Această fasole sau această conservă poate fi folosită ca o garnitură în preparatele voastre zilnice, este bogată în proteine, fibre, conține foarte puțin zahăr sau este un aliment complet, o proteină vegetală. Eu am fost Mihaela Mutu, mă bucur tare mult că am putut să lucrăm împreună și ne vedem la episodul următor.